colagen pentru articulații. Beneficii majore Udra de colagen este considerată pe scară largă una dintre cele mai bune suplimente pentru articulații, deoarece joacă un rol major în formarea cartilajului sănătos și menținerea țesuturilor conjunctive, inclusiv a articulațiilor, ligamentelor și tendoanelor, puternice și sănătoase. De fapt, aproape 100% din țesuturile conjunctive sunt fabricate din colagen. Beneficiile colagenului pentru articulații includ, în general, capacitatea sa de a susține confortul și mobilitatea, precum și de a susține niveluri sănătoase de energie, performanța exercițiilor și recuperarea. Sănătatea articulară scade pe măsură ce îmbătrânim colagenul este un tip de proteină, o componentă cheie a cartilajului, articulațiilor, ligamentelor, oaselor și a altor țesuturi care ajută la structurarea corpului nostru și ajută să funcționeze bine. Ca proteină complexă, este alcătuită din lanțuri de aminoacizi precum arginina, glutamina, glicina și prolina, care nu sunt întotdeauna ușor de obținut în cantități mari din alte surse de proteine, cum ar fi carnea. Din păcate, pe măsură ce îmbătrânim, corpul nostru începe să producă în mod natural mai puțin colagen, ceea ce înseamnă că articulațiile noastre se slăbesc. Acest proces poate începe după vârsta de 30 de ani și continuă până la vârste mai înaintate. În timp ce îmbătrânirea în sine este un factor important pentru sănătatea articulațiilor, la fel și alte obiceiuri de viață tin să aibă un impact asupra colagenului, cum ar fi o dietă slabă, o activitate prea mare sau prea mică și cantități mari de stres. În plus față de consumul unei diete bogate în nutrienți, care include suficienți antioxidanți, proteine și surse naturale de colagen, cum ar fi bulionul de oase, suplimentele pot oferi corpului nostru aminoacizi de care are nevoie pentru a susține sănătatea țesuturilor conjunctive și pentru a menține confortul și mobilitatea articulațiilor. Beneficiile colagenului pentru articulații 1 promovează sănătatea generală a articulațiilor colagenul, promovează sănătatea articulară generală, contribuind la flexibilitate, mobilitate, etc. Colagenul sprijină recuperarea post-exercițiu și reduce disconfortul cu rezultate vizibile în doar 7 zile. Dacă sunteți o persoană care are disconfort ocazional la genunchi, există motive să credem că colagenul poate ajuta la îmbunătățirea funcției genunchiului după 30 de zile de utilizare. În plus, poate reduce disconfortul și rigiditatea asociată intervalului de mișcare. 2. Ajută la formarea cartilajului colagenul, în special tipul 2, ajută la conferirea rezistenței și elasticității cartilajului. Cartilajul este un tip de țesut conjunctiv care funcționează pentru a amortiza capetele oaselor și susține mișcarea de -a alunecare a articulațiilor permite corpurilor noastre să absoarbă șocurile și ajută la formarea altor părți ale corpului, inclusiv urechile, nasul, tuburile bronșice și cutia toracică. Colagenul reprezintă aproximativ 50% din toate proteinele din cartilaj și 85-90% din colagenul cartilajului articular. Aminoacizii care se găsesc în colagen, denumiți adesea blocurile de proteine, sunt cruciale pentru menținerea țesuturilor. Acestea funcționează pentru a stimula celulele din articulații, cartilaj, care ajută la procesul normal de creștere și reparare. Suplimentele de colagen pot ajuta la reducerea degradării cartilajului și la menținerea sănătății cartilajului sănătos și a articulațiilor. 3. Vă poate ajuta să susțineți performanța și recuperarea după sport, colagenul poate ajuta la reducerea rigidității genunchiului după o săptămână de utilizare. De asemenea, este capabil să reducă rigiditatea și disconfortul articulațiilor induse de efort în doar 5 zile. În colagen veți găsi anumiți aminoacizi, cum ar fi glicina, care ajută la formarea creatinei, o substanță care poate susține creșterea masei musculare, puterea, nivelurile de energie sănătoase și abilitățile de exercițiu. 4. Sprijină sănătatea oaselor în general, colagenul poate ajuta la susținerea oaselor puternice, ceea ce contribuie, în general, la stabilitatea și mobilitatea articulațiilor prin eliminarea stresului și a presiunii de pe articulații. Forța osoasă este importantă pentru sănătatea și forța generală. Cele mai bune suplimente de colagen pentru articulații Ce tip de colagen este cel mai potrivit pentru articulații, cel mai bun colagen pentru articulații este colagenul de tip 2. Deci colagenul de tip 2 se găsește în corpul uman în cantități mai mici decât colagenul de tip 1. Tipul de colagen 2 ajută în primul rând la construirea țesuturilor conjunctive și a cartilajului. Colagenul de tip 2 este abundent în cantități mari în cartilajul de pui, numit și colagen de pui. Cartilajul de pui poate fi sintetizat și utilizat în suplimente de colagen sub formă de pudră și suplimente de supe de oase. Lucrul grozav despre colagenul de tip 2 pentru sănătatea articulațiilor este că conține în mod inerent controitină și glucozamingă, doi compuși care ajută la susținerea cartilajului sănătos. O modalitate extrem de convenabilă de a obține mai mult colagen este din pulberea de proteine cu colagen multiplu, MCP, care conține 5 tipuri de colagen, inclusiv tipul 2, precum și tipurile 1, 3, 5 și 10, care susțin sănătatea pielii, intestinelor, părului și altele. MCP este obținut din patru surse de hrană, o combinație de colagen de pui, pește, bovine și membrană cu coajă de ou, și, din moment ce conține mai multe tipuri de colagen, veți obține o serie de beneficii la nivelul întregului corp. Beneficiile specifice comune ale ingredientelor de proteine cu colagen multiplu includ următoarele. Reduce disconfortul genunchilor și rigiditatea acestora. Reduce disconfortul articular. Sprijin pentru articulații în timpul efortului. Flexibilitate îmbunătățită, reduce disconfortul articular indus de efort, îmbunătățește recuperarea după rigiditatea indusă de efort, ajută la menținerea sănătății cartilajului, ajută la protejarea cartilajului articulației împotriva deteriorării cauzate de efort. Așadar, consumați mai multe produse bogate în colagen pentru sănătatea oaselor. Sănătate. Abonați-vă, apreciați și distribuiți.